Abia ieșit dintr-un proces în care a fost condamnat pe fond la 5 ani și 2 luni de închisoare, Cristi Băgiu a fost prezent ieri pe treptele altui tribunal. Magistrații Tribunalului București au început judecata în dosarul în care Băgiu e acuzat de procurori că a luat șpagă 8% dintr-un contract de lucrări în comuna buzoiană Ghergheasa. În cursul lunii august 2013, în contextul unei întâlniri pe care au avut-o într-un restaurant din București, inculpatul surdu Georgian Gabriel i-a solicitat inculpatului Băgiu Marian Cristinel, în calitate de președinte al Consiliului Județean Buzău, să-i faciliteze obținerea unor contracte de lucrări publice în județul Buzău pentru o firmă pe care primul o administra prin intermediar. Inculpatul Băgiu Marian Cristinel a fost de acord cu cererea inculpatului surdu Gabriel Georgian și a promis acestuia din urmă că îl va sprijini să obțină un contract de lucrări pentru firma respectivă într-o comună de pe raza județului Buzău. Conform rechizitoriului procurorilor anticorupție, Cristinel Băgiu s-a arătat deschis față de propunerea lui surdu. Șeful REAPPS i-a oferit pentru serviciu 8% din valoarea contractului de asfaltare și canalizare din comuna Ghergheasa. E vorba de aproape 900.000 de euro. Surdu Gabriel Georgian i-a promis președintelui Consiliului Județean Buzău că îi va remite 8% din valoarea contractului în schimbul intervenției sale pe lângă primarul localității respective în vederea câștigării licitației. Cei doi au convenit că o primă tranșă de 75.000 de euro să fie dată la câteva zile de la momentul discuției, lucru care s-a și întâmplat, banii fiind remiși inculpatului Băgiu Marian Cristinel printr-un intermediar. La data de 21 mai 2014, precizăm că procentajul de 8% din valoarea contractului promis inculpatului Băgiu Marian Cristinel de inculpatul surdu Gabriel Georgian se ridică la suma de circa 878.222 de euro, din care acesta din urmă achitase o primă tranșă de 75.000 de euro. Ieri, la primul termen de judecată, Cristi Băgiu a recunoscut că a acceptat promisiunea lui Gabriel Surdu, că a primit o parte din mită și a solicitat magistraților o procedură simplificată de judecată pentru a beneficia de o reducere a pedepsei. Recunosc că am primit de la Surdu, ca prima tranșă, 75.000 de euro pentru a interveni la primarul comunei Ghergheasa în vederea atribuirii contractului de lucrări amintit. El a precizat că, dacă este nevoie, ar presta și muncă în folosul comunității. Judecătorul a respins cererea lui Băgiu pe motiv că este nevoie de declarațiile sale în vederea administrării unor probe. La termenul următor vor fi audiați 4 martori, printre care și Florin Colgiu, finul lui Băgiu.